Bine v-am regăsit, oameni frumoși! Suntem într-o zi specială, așa cum spune invitatul meu, și o să vedeți despre ce este vorba. Astăzi, de la București, a venit pentru noi un om care iubește tradiționalul, un om care iubește sănătatea, un om care lucrează în acest domeniu și pentru că suntem în cadrul proiectului Mișcarea Esența Creației, cum puteam altfel decât cu un invitat pregătit, specializat, pregătit atât în afara țării cât și în țara noastră, atât la nivel aplicativ, cât și la nivel teoretic și mie îmi place foarte mult partea aplicativă. Cred că acesta este lucrul pentru care am și simpatizat foarte mult. Deci nu se putea altfel decât să avem un om care este pregătit multilateral și care să ne aducă medicina tradițională ayurvedică, cumva probabil combinată și cu medicina noastră tradițională românească. Îl am alături de mine pe Constantin Mușat. Bine ai venit, Constantin! Bună, Daniela! Mulțumesc tare mult pentru invitație. Mă bucur să vă văd alături de noi în această după-amiază și abia aștept să intrăm în subiectul de discuție de astăzi. Da, în știința vieții. Aș vrea să spun despre Constantin că este instructor, și am început cu asta, instructor de arte marțiale vedice, Kalaripayattu, este profesor de masaj ayurvedic și este preocupat de dezvoltarea intuiției, ca atare, împreună cu soția lui, practică cursuri de dezvoltare a intuiției pentru adulți și copii. Corect, da? Da. Am spus pe toate. Da. Și cred că mai sunt și altele de spus, pentru că tu dezvolți multe proiecte. Nu știu dacă ești bucureștean, dar din București ai venit. Ești bucureștean autentic? Bucureștean sunt, dar am crescut mai mult la bunicii mei, în zona Bucureștiului, lângă București, și mă simt foarte aproape de natură. Mult mai bine natură decât în oraș, să spunem așa, în București. Da, este într-adevăr un lucru care ne ajută și ne susține. Consider și eu asta și nu ești întâmplător apropiat de partea de sănătate și am numit emisiunea de astăzi chiar așa cum se numește și Ayurveda, știința vieții. Și am spus în discuțiile noastre premergătoare acestei întâlniri despre sănătate, care sănătate înseamnă viață. Vorbeam de știința vieții, de fapt viața înseamnă sănătate, exclude boala și este foarte important și cam de aici o să plecăm în discuția noastră, de la partea de sănătate care, repet, exclude boala, deși foarte mulți oameni acum și chiar definiția om spune că include boala, dar atunci nu ne mai apropiem de vindecare, de schimbare, de transformare, dacă noi vorbim în sănătate de boală. Așa că, te rog, povestește-ne și începe tu cu această știință a vieții în India. Așa cum ai menționat, Ayurveda, cuvântul vine din limba sanscrită. Limba sanscrită este una dintre cele mai vechi limbi pe care noi o avem. Această știință este mai veche de 5.000 de ani. Așa sunt textele înregistrate. Deci în urmă cu 5-6.000 de ani, aceste principii din această știință au fost predate. Acum să luăm puțin cuvântul, motamo, ce înseamnă Ayurveda. Ayurveda este compus din două cuvinte rădăcină. Ayush, în limba sanscrită, care înseamnă viață, iar Veda, care înseamnă știință. Deci, practic, Ayurveda înseamnă știința vieții. Sunt principii universal valabile. Deci, oriunde am fi, ele se aplică în conformitate cu necesitățile noastre. Și această știință ne ajută pe toate planurile și pe toate nivelele. În știința aceasta, cuvântul boală nu există. Există doar cuvântul dezechilibru. Deci asta este o știință între sistemul nostru clasic, să spunem așa, de vindecare. Modern. Sau modern. Pentru că nu este de mulți ani această apropiere a sănătății de boală. Adică cumva se și confundă. Dacă ești obez, dar e sănătos. Dacă mergi pe picioarele tale, dacă te duci la serviciu, înseamnă că ești bine. Da. Și încă un lucru. Cuvântul sănătate în Ayurveda implică mai multe aspecte. Nu doar partea fizică. Inclusiv partea emoțională, partea mentală și inclusiv fericirea. Deci te întreabă, ești fericit? Adică, ok, sănătos am înțeles, ești. Dar fericit ești? Mă mai gândesc, poate sunt sau poate nu sunt. Depinde de situație. Și atunci ei tratează inclusiv acest lucru. Păi hai să vedem de ce.
Deci inclusiv acolo este un dezechilibru. Și atunci se caută rădăcina acelui dezechilibru. Deci tot ceea ce noi resimțim la nivel de cauză, da? La nivel de efect, să spunem, da? Ceva s-a întâmplat, mă doare capul sau este o situație cu mine în acest moment, acela este doar un efect. Și prin această știință, urmând principiile ei, putem să despistăm cauza acelui efect sau acelui dezechilibru. Și atunci scopul acestei științe este sama. Cuvântul sama în limba sanscrită înseamnă echilibru. Deci nu înseamnă sănătatea, nu înseamnă, uite, asta este sănătatea. Sănătatea, conform definiției din Ayurveda, înseamnă echilibrul dinamic din cele trei aspecte ale vieții. Corp, minte și suflet. Asta este... Noi am mai vorbit la emisiune, oamenii deja sunt informați. Bravo, mulțumesc că readuci în discuție acest aspect. Și este un aspect foarte important, pentru că în legătură cu acest cuvânt, ei caută acest echilibru în viața oamenilor de zi cu zi. Și totul pleacă de la principiile pe care oamenii le respectă în viața lor. Deci orice formă de tratament în Ayurveda, în primul și în primul rând se face o analiză holistică asupra stilului său de viață. Spre exemplu, care sunt obiceiurile tale? Când te trezești? La ce oră te trezești? Te trezești odihnit după o noapte de somn? Sau te trezești obosit? Care sunt primele lucruri pe care le faci dimineața? Și în funcție de asta, în funcție de modul cum te hrănești, alimentația, care este cam 80% din tot ceea ce noi putem să experimentăm ca dezechilibru, să nu folosim cuvântul boală, în ziua de astăzi, pleacă de la alimentație. Și atunci Ayurveda vine și intervine în primul și în primul rând din această perspectivă a alimentației. Adică se iau analiza omului, se studiază și totul pleacă de la principiul de cum te hrănești, la ce oră te hrănești, și dacă tu te hrănești cu alimentele potrivite pentru tine. Pentru că în Ayurveda, fiecare ființă umană este considerată unică. Și atunci tratamentul nu poate să fie același. Dacă vin trei persoane la tine la tratament, se iau în calcul foarte mulți factori. Dar să spunem că sunt trei persoane de același sex, să spunem, da? Și aceeași vârstă? Aceeași vârstă, care trăiesc în același mediu. Și fie persoanele respective vin cu aceeași situație, cu o durere de cap, cu o migrenă, cu o depresie, cu o situație de viață. Pentru fiecare în parte se va da un tratament diferit. În cazul 1, spre exemplu, poate este o situație în care persoana respectivă are nevoie să schimbe ceva în alimentație și atunci îi se oferă ceva pentru alimentație, adică un regim alimentar. Cealaltă persoană poate are nevoie să schimbe mediul în care trăiește sau locul de muncă în care își desfășoară activitatea. Pentru că durerea de cap, ok, se hrănește foarte bine, adică are grijă de alimentație, dar totuși are o durere de cap. Și atunci se uită în, ok, care este mediul tău, care sunt relațiile tale, ce se întâmplă acolo. Și din perspectiva aceasta, această știință abordează holistic viața omului. Și atunci a treia persoană poate să fie o situație în care, nu știu, este lipsă de mișcare acolo. Și toate aceste lucruri, alimentația, schimbarea locului sau a mediului sau schimbarea perspectivei în legătură cu mediul în care tu activezi, ca să ducă la acel echilibru, toate aceste aspecte sunt preocupări în medicina aceasta tradițională holistică Ayurveda. Adică ale acelui tămăduitor. Cum se numesc acești oameni care se ocupă de sănătate? Bănuiesc că nu sunt medici. În mod tradițional, denumirea lor este de sfânt care vindecă. Nu, e foarte greu de definit exact în cuvântul nostru. Sfânt în ideea în care el a atins anumite realizări mai profunde, aplicând acest sistem în viața lui. Și acele realizări el le transmite mai departe persoanelor. Și stilul său de viață contează foarte mult în metoda de tratament pe care el o oferă. În sensul că el nu poate să fie un medic care se ocupă de plămâni, să spunem, da? Și el să fumeze
Și în același timp să recomande pacienților săi, vezi că dacă nu te lași de fumat, o să ai probleme ulterior. Este exact discuția pe care am avut-o chiar înainte de a intra în emisiune despre acest aspect. Îi povesteam astăzi lui Constantin că am evaluat o doamnă pe partea de nutriție și că eu fac o ședință și atât, și în aceea vorbesc despre ritmul vieții, despre bioritm, de felul în care funcționează corpul, și conștientizez omul că mai mult nu am ce să fac, nu pot să stau lângă el să-i spun cât să mănânce, cum, adică pot face asta, dar nu este cazul. Și mi-a plăcut foarte mult, exact asta îmi spunea, că nu ai cum să arăți într-un fel și să recomanzi altceva. Adică, dacă recomanzi mișcare, evident că trebuie să fii slăbuț. Dacă recomanzi de asemenea mâncarea, evident că tot într-un fel trebuie să fii, nu? Atletic, să arăți în greutatea potrivită în vârstei. Și, bineînțeles, și la celelalte aspecte. Mi-a plăcut foarte mult și mai este ceva ce mi-a zis și o să te las pe tine să spui, pentru că undeva la nivel subtil, că asta era discuția, de fapt se transmite mai multe, rog, spune aceste amănunte care nu se văd, dar pe care omul în subconștient le intuiește. Că mulți spun, păi m-am dus la cardiolog și mi-a zis să nu fumez, dar el fuma. Puțini își dau seama, mulți respectă tratamentul, dar undeva în subconștientul lor rămâne ideea că el l-a văzut pe medic fumând și chiar dacă ia tratamentul, nici nu are efect, pentru că el deja știe că nu funcționează. Da, așa este. Acest tip de înțelegere, persoanele care respectă aceste principii, medicii din Ayurveda, denumirea lor este de acharya. Acharya înseamnă cel care învață prin propriul său exemplu. În momentul în care el respectă acele principii în viața sa, prin propriul său exemplu, când oferă un tratament, tratamentul respectiv mai are ceva în spate. Mai are o energie subtilă, să spunem așa, care este partea de motivație. Nevăzută. Nevăzută. O energie care transmite omului încrederea că și el poate să depășească situația respectivă, urmând tratamentul respectiv. Pentru că, din cealaltă perspectivă, medicul de care spuneam înainte că el fumează și îți recomandă ție ca pacient să nu fumezi, el îți spune în felul următor: vezi că dacă nu faci asta, ți se întâmplă asta. Și atunci, mai mult, noi din frică nu mai facem acel lucru. Dar frica este cel mai mare dușman al sănătății noastre. Nu intru în subiectul respectiv, dar, ca idee, noi vrem să inspirăm omul ca el să poată să aplice acele principii și acea energie a motivației, ca el să se apuce de dieta respectivă, ca el să facă, să aplice și să schimbe în comportamentul său acele obiceiuri, vine din partea profesorului care recomandă această metodă de tratament pentru el, care îi o prescrie. Știi că nu toți oamenii pun accent, sau mă rog, terapeuții, medici. Din discuțiile mele cu mai multe persoane am constatat că, într-adevăr, pentru unii este valoros ce spunem noi acum, pentru alții nu. Dar mergând pe principiul că fiecare naș își are nașul, adică nu e întâmplător că nimerești la un terapeut sau la un medic care fumează și îți spune să nu fumezi. Asta este așa o adnotare pe care am vrut să o fac acum. Mă gândeam cât de benefic este pentru un om să fie sincer și acela care se duce la tratament, la terapeut, la medic, dar și pentru medic, terapeut, așa cum se numește în fiecare țară. Noi vorbim acum de medicina ayurvedică. Este foarte important de ambele părți să fie deschidere, corect? Să fie deschidere și încredere. Da. Încrederea pe care tu i-o oferi profesorului, acolo se creează o relație. În această știință ayurvedică se pune foarte mult accentul pe această relație pe care pacientul o are cu medicul său. El are încredere totală. Devine el un maestru? Putem să transpunem și ideea aceasta, în care el devine un maestru, devine un ghid în viața omului respectiv. Mi-a venit acum în minte, chiar acum, așa, ad hoc, să te întreb dacă există diferență între partea educațională, adică acest un guru din acesta educațional și unul medical, sau mă rog, unul în zona asta de sunt la fel? Există diferența în care prima persoană care aplică guru, cuvântul guru înseamnă cel cu greutate sau cel care a aprofundat un anumit subiect.
Dar profesorul este cineva care a preluat o informație și doar o transmite mai departe. Elevul poate să accepte acea informație și să o aplice sau poate să o respingă. Dar guru este cel care transmite inclusiv acea energie din spate, de care spuneam înainte. Adică tu accepti informația și imediat, ok, vreau să mă duc acasă să aplic. Și așa apare transformarea. Pentru că o diferență între medicina tradițională, clasică, modernă, să spunem, și medicina ayurvedică, este faptul că sănătatea îți se dă în responsabilitatea omului. Adică tu, ca om, ca ființă conștientă, devii responsabil de propria ta sănătate. Și atunci medicina și tot ceea ce, toate aceste principii se află deja la tine. Și aspectul care este pus, accentul care este pus în special pe tratamente, este ca să aducă, să readucă, să reactiveze în corpul nostru starea de vindecare, starea de regenerare la nivel celular. Informația care este deja acolo. Dar din cauza stilului de viață, problemelor din viața de zi cu zi, stilului foarte, ritmul foarte agitat, că spuneai de un bioritm, care este bioritmul tău. Păi bioritmul nostru din ziua de astăzi este total diferit. Pe fugă. Totul e pe fugă. Totul e pe fugă și se schimbă acest lucru, nu, dacă înainte schimbările acestea erau la 50 de ani, la 100 de ani, ritmul se schimba așa lent, da? Cam din 2000 încoace, ritmul acesta, odată la 2 ani, 3 ani, deja altă idee, alte păi nu mai ești modern, funcții. Nu mai ești la modă. Adică chiar trebuie să te păstrezi în trenduri și în modă. Vezi, și aici este de spus un aspect, pentru că discutam cu tine că ai studiat în partea de sud a Indiei, acolo unde tradiționalul este mai mult la el acasă decât în partea de nord și sunt mai aproape de Europa și de țările civilizate și cei din sud sunt mai necivilizați și acolo se păstrează mai mult tradițiile. Povesteai chiar de magazine și de faptul că nu există pe străzi supermarketurile, nu există șaurmerile, da, burgerile și cola și Pepsi, acolo nu există. Nu există nici, inclusiv, nu există magazine pentru alcool și pentru țigări. Nu se pot cumpăra de la magazin. Dar de unde? Adică se pot cumpăra, bănuiesc, dacă vine un străin și dorește? Dacă vine un străin și dorește, bineînțeles, sunt hotelurile pentru străini unde ei au acest serviciu. Sau străinul vine și ia de la aeroport dinainte și știe că trebuie să-și pun. E pregătit. Exact. Două geamantane. Exact. Extra. Exact. Și restul, cei care sunt localnici acolo, folosesc propriile lor ingrediente și plante. Cum aveau și bunicii mei la țară. Deci trebuie să spun și asta. Și pe bunicul meu nu fuma, dar îi vedeam pe alții consăteni care făceau lucrul ăsta, aveau tutunul lor, fășurau și se bucurau, cred că și mai mult de mecanismul în sine, de producerea țigaretei decât de fumatul în sine. Da, da. Vezi, dacă acest maestru reușește să aducă în mai multe direcții transformarea, este partea educațională diferită, școala și ceea ce se predă, bănuiesc că și acolo sunt școli, în zona asta de sud există școli, chiar dacă sunt sate, chiar dacă sunt oameni mai puțin civilizați, cum zic cei din afară, există o formă de învățământ a statului, nu? Sunt diferite sistemele, adică există oameni care se duc la această persoană, cum la noi erau, cum erau? Erau moașele, cred că moașa care era pricepută și făcea mai multe și probabil că preotul satului mai era cel care dădea așa direcții și în sănătate, da, și în educație și în viața de zi cu zi. Cum sunt acolo sistemele? Sunt împreună sau sunt separat? Sunt și împreună și separat, dar dăm voie să explic un pic. Sistemul la ei se transmite din familie în familie. Dacă tatăl meu sau bunicul meu s-a ocupat de un anumit meșteșug, el l-a transmis mai departe. La fel și cu medicii aceștia Ayurveda. Sunt anumite familii locale în care au transmis această cunoaștere din viață, din familie, din strămoși. Da? Și această știință a fost preluată și cultivată în cadrul familiilor respective. Și atunci se știa local,
cum și în trecut, bunicii noștri nu aveau, trebuie să merg până la oraș, e dispensarul local, este cineva care se ocupă acolo local, știe să ne ofere niște tratamente pentru ce probleme avem noi. La ei, la fel și la ei. Există și partea de instituție în care aceste cunoștințe se predau la nivel instituțional. Și acolo intervine foarte mult cu explicații științifice, demonstrații, tot ceea ce, din punct de vedere al tehnologiei din ziua de astăzi, se pot demonstra. Principii aplicate în urmă cu 5.000 de ani, care în ziua de astăzi încep să fie adeverite. Ceea ce deja se știa și în trecut. Uite, dacă te duci și iei tratament cu... Exista acea batere cu urzici, da? În momentul în care aveai o durere, da, reumatism sau așa, bunica știa deja, uite, face așa un snop și lovești cu urzicile respective. De ce? Pentru că în momentul în care urzica atinge pielea, da, în momentul în care se întâmplă această atingere, acele respective, ea produce un fel, zgârie pielea, nu intră în interior. Dar în momentul în care lovești, da, se produce efectul terapeutic și atunci nu mai apare efectul de iritare, dar se produce efectul terapeutic. Și acest lucru deja se știa. Și acum, ulterior, începe să demonstreze că avem acea tehnologie în care, uite, acele respective sunt vizibile și poți să le vezi și vezi cum acționează ele. Da. Și la fel și acest sistem la ei este păstrat și sunt două linii paralele. Este linia științifică studiată în școală după un anumit sistem și este linia care este transmisă din familie în familie. Sunt anumite învățături pe care noi nu le putem obține din cărți. Și chiar dacă ele există în cărți, aceste principii există. Există, au început să apară și la noi, manuale de studiu despre Ayurveda, știința vieții, ritmul, ritualurile de zi cu zi pe care noi le putem implementa. Dar profesorul, rolul lui este ca să te facă să înțelegi cum se aplică în cazul tău. Pentru că informația este la nivel general. Dar, cum spuneam la început, fiecare persoană este unică. Uh-huh. Și atunci profesorul sau medicul, el spune, în cazul tău se aplică în modul acesta. Există trei forme de perspectivă în Ayurveda pentru partea de vindecare sau partea de sănătate. Totul pleacă la nivel filozofic, cu principiul de creare a universului nostru. Universul nostru și materia solidă pe care noi o experimentăm este formată din 5 elemente de bază. Avem apă, aer, foc, pământ și eter sau spațiu. Toate aceste 5 elemente ele ne înconjoară. Oricare element am luat din această ecuație, viața n-ar mai fi posibilă. Dacă scoatem tot aerul din această cameră în acest moment, am supraviețuit mai mult de 3 minute. Dacă luăm focul, căldura care se află în interior, da? Este digestia noastră și noi n-am mai avea acest foc și primele dereglări care pleacă din cauza focului digestiv, acolo apar cele mai multe probleme. Da? Și atunci aceste 5 elemente, ele sunt luate, le sunt luate proprietățile, adică cum este apa, cum este aerul, care sunt proprietățile lui, cum este pământul, cum este focul. Aceste proprietăți după aceea sunt identificate în alimente. Și atunci eu știu că aceste alimente sporesc acel element, acea energie în organism. Și ele, alimentele care sunt mai picante, ele aduc mai mult foc, ne ajută digestia pentru persoanele care au digestie mai slabă, dar în același timp agită și mintea. Și atunci trebuie să existe un echilibru. Da, păi acum, pentru că vorbeai de tipologii, trebuie să spui și nu te las fără să ne vorbești un pic de cele tipologii, pentru că ele există, trei tipuri, și în funcție de ele, acei specialiști și recomandă, pentru că nu pot să fii în toate cinci elementele odată, dar sunt, cred că, una, două predominante. Te rog. Da, există una, două predominante. Din aceste 5 elemente s-au luat câte 2 elemente, s-au grupat și s-au format 3 energii de bază pe care noi le putem identifica în viața noastră. Aceste 3 energii de bază este energia cinetică sau energia mișcării,
Este energia dinamică sau energia care ne ajută să formăm digestia, da? De biotransformare, și este energia potențială, ceea ce se află în ADN-ul nostru, în acel ADN junk, cum s-ar spune. Și aceste trei energii poartă și numele de Vata Dosha, Pitta Dosha și Kapha Dosha. Imediat vă explic. Vata Dosha este energia compusă din două elemente. Elementul de aer și spațiu. Este ca și cum am eliminat aici partea din dreapta și partea din stânga, am lăsat spațiu aici și simțim aerul cum circulă. Da? Și atunci putem să vedem care este efectul acestei energii. Este energia mișcării. Apoi este a doua tipologie, cea a transformării, este Pitta Dosha, este combinația dintre apă și foc. Care este rezultatul ei? Este acel abur cald. Și a treia energie este energia potențială, este energia care este combinația dintre apă și pământ. Această combinație dintre apă și pământ formează energia care eu o denumesc Kapha Dosha. Și cum este energia aceasta de apă și cu pământ? Este mai greoaie un pic, da? Dacă puneți apă și cu pământ, rezultă acel noroi. Dacă intrați cu mașina, se blochează roțile acolo. Și ce se întâmplă în momentul în care pământul nostru a fost înghețat peste iarnă și vine căldura, acum primăvara, da? Se topește acea gheață, acea apă și pământul devine mai fertil, devine bogat. Pentru că din această energie potențială poate să răsară și de aici plonește primăvara. Și așa se reiau aceste tipologii și cumva una se întrepătrunde cu cealaltă și nu se poate una fără cealaltă, corect? Corect. Nu se poate una fără cealaltă. Aceste trei energii, ele trebuie menținute în echilibru. Și de aici pleacă diferența între sistemul de tratament modern, în care ne axăm doar pe partea fizică și ce putem să vedem cu ochiul. Și partea noastră fizică este partea mecanică, dar ceea ce animă această parte fizică, această parte mecanică, sunt aceste energii. Și atunci Ayurveda aici intervine și aici este diferența holistică dintre aceste două sisteme. Pentru că primul sistem se axează doar pe ceea ce se vede și atunci ce te doare? Te doare asta? Uite, pentru asta avem pastila cutare și atât. Dar nu intervine și în viața omului ca el să nu mai ajungă în punctul respectiv, la situația respectivă. Te-a durut capul 3 luni de zile, ai luat o pastilă, o lună de zile ți-a trecut și după aceea iarăși revine durerea respectivă sub o altă formă sau sub un alt context. Și mai intensă. Și mai intensă și se repetă. Și atunci, de ce se întâmplă acest lucru? Pentru că s-au axat doar pe partea mecanică. Doar corpul nostru fizic. Și atunci ei intervin cu partea aceasta subtilă, cu aceste trei energii. Și atunci ei caută echilibru acestor trei energii. Și de aici pleacă toată linia de tratament. Pentru că aceste trei energii se regăsesc peste tot în jurul nostru și inclusiv în alimentele pe care noi le consumăm. Și sunt persoane, putem să le identificăm aceste trei tipologii, în ideea în care ele au anumite caracteristici. Persoanele care sunt Vata Dosha. Să vă dau un exemplu. Persoanele care sunt Vata Dosha, energia de aer și cu spațiu, sunt persoanele care sunt mai subțiri, nu se pot îngrășa, sunt foarte înalte și tot timpul sunt foarte agitate. Tot timpul se mișcă. Dintr-o parte în alta, acum sunt aici, acum nu sunt aici, parcă se evaporă așa în spațiu. Această energie este energia de Vata Dosha. Această energie, ea este predominant în acea persoană. Are și celelalte două energii, că fără ele nu s-ar putea, dar această energie este predominantă. Persoanele care sunt în partea opusă, persoanele Kapha Dosha, combinația de apă și cu pământ, aceste persoane sunt persoanele care sunt un pic mai plinuțe, se trezesc un pic mai greu dimineața, când sunt implicate într-un proiect, îi se dă un task, uite, ai de făcut acest lucru, și pentru el task-ul de a implementa acel lucru va trebui să fie un pic mai lung. Să nu ne așteptăm de la el, am nevoie la ora 12, că nu se va întâmpla din partea lui. Da? Adică un pic mai greu se întâmplă lucrurile cu el, dar în același timp este energia care structurează. Și atunci noi avem nevoie de această energie ca să putem să concretizăm, să materializăm lucrurile. Și avem și energia dintre cele două, energia focului, care este tipologia
este tipologia echilibrată dintre cele două. Sunt persoanele care sunt un pic cu masă musculară, da? Nu sunt neapărat foarte înalți, dar nu sunt nici foarte scunzi. Și sunt foarte solare. Au pielea de obicei un pic mai întunecată și imediat se întunecă. Adică dacă se duc la soare, ei nu se mai înroșesc. Ei trec de etapa aia, se înnegresc direct. Da, acestea sunt câteva caracteristici. În funcție de aceste caracteristici, el identifică ce este predominant ca energie pentru tine. Și în funcție de asta, spune, uite, în perioada următoare este bine să faci acest lucru ca să redobândești echilibru. Dar pentru fiecare tipologie în parte, există un anumit bioritm al vieții. Cineva trebuie să doarmă un pic mai mult, spre exemplu Vata Dosha. Din cauza acestei energii care este foarte mare și se mișcă tot timpul, ajung tot timpul să fie epuizate. Și atunci lor li se recomandă mai multe ore de somn decât în mod normal. 8 până la 10 ore de somn. Persoanele, spre exemplu, care sunt mai mari un pic, care fac parte din energia de Kapha Dosha, li se recomandă mai puține ore de somn. Și li se recomandă activități care să trezească această energie, să îi învigoreze. Activități făcute într-un ritm mai alert, nu lent, mai alert. Uite, asta este și partea de educație, pentru că vreau să aducem în discuție ceea ce de fapt ne-a unit. Așa cum ne-am întâlnit noi, ne-am întâlnit în centrul holistic nou pe care l-am deschis și acolo tu ai avut un curs, ne-ai vorbit, ne-ai spus multe lucruri deosebite și toate au legătură cu zona educațională. Ce spui tu acum, de fapt, este cunoașterea omului de către om prin coborârea cunoașterii din nevăzut cumva în individ, în acest văzut pe care noi îl dăm mai departe. Mă gândeam la cum ne învățăm copiii, la cât de ușor ne-ar putea fi acest sistem educațional. Cred că și noi am avut ceva, nu? Eu nu merg aminte la bunici să fi vorbit așa de personalități în sensul în care vorbesc chiar și chinezii, pentru că și ei au cele 5 elemente, iau metalul în loc de aer. Dar cred cu siguranță că și noi, în vechime, aveam cumva tipologiile împărțite și oamenilor era mai ușor să se înțeleagă unii cu alții, să-și înțeleagă copiii, chiar dacă aveau 5, 6 sau 7 sau 10, se înțelegeau cu toți. Nouă ne e greu acum și recunosc chiar și mie cu doi, care sunt, așa cum spui tu, diferiți. Unul este mai blând, mai calm, mai leneș, unul este mai dinamic, mai perseverent și până am învățat și eu să funcționez cu ei a fost cale lungă și să văd că sunt diferiți și mai ales să mă raportez eu la mine cu energia mea dinamică la cel mare care este mai calm, mai blând, mai încet, nu în sensul de încet în gândire, dar este manifestarea lui în lumea asta. Nu este pe repede înainte, ci este pe încet înainte. Și atunci, chiar privind în perspectiva asta educațională, mie mi se pare fascinant, pentru că și tu faci educație și eu fac educație în meseria mea, că meseria mea nu este una educațională, a fi fizioterapeut nu este educațională, dar nu sunt profesor, chiar dacă am făcut și partea de profesorat, este una de terapie, dar nu poți să o faci această medicină, această artă a terapiei, fără să faci educație. Că nu poți să dai mai departe. Îmi place că ne-a unit asta și aș vrea să spui acum, pentru că te-ai întors și de la Târgul de Carte recent și acolo, prin centru pe care tu îl promovezi, centru acesta educațional, da? Aș vrea să spui câteva lucruri și despre cărți și am văzut că ai și venit cu câteva cărți, ai și dat două dintre ele astăzi și mi se pare, îți spun încă o dată și nu numai ție și oamenilor care se ocupă în paralel și de educație, pentru că eu am auzit medici, eu personal, care spun că eu nu am fost plătită să fac educație. Acum am și spus, am dat de gol că e o persoană de sex feminin. Chiar așa am auzit. Eu nu sunt plătită să fac educație și pentru mine a sunat într-un fel foarte grav așa. Nu există. Cred că cu toții trebuie să facem asta, indiferent unde am fi și indiferent ce meserie am avea. Hai să vedem cu educația. Cum e la voi? Așa este. Centrul de Studii Vedice ISKCON București este un centru educațional, o organizație non-profit, care activează deja de aproape 7 ani de zile în București și mai avem un centru tot de genul acesta în Timișoara, care este deschis în anii 90, a fost deschis și el încă în continuare activează.
Dar în București, aici noi ne ocupăm cu partea aceasta de transmiterea acestor informații mai departe și de formarea persoanelor care vor să înainteze cu această cunoaștere în viața lor. Această educație este esențială, este punctul de formare în absolut orice domeniu și inclusiv chiar dacă ajungem să fim profesori, noi prin educația, prin propria noastră educație ne-am dorit să ne educăm ca să ajungem în punctul respectiv și continuăm să ne educăm ca să putem să creștem. Această educație este ceva foarte esențial pentru ființa umană. Ea pleacă încă din copilărie și în momentul în care copiii, spre exemplu, ulterior își dezvoltă capacitatea de a înțelege cuvintele, ei în primul și în primul rând învață la nivel practic cum se manifestă părintele respectiv. Și e un lucru foarte interesant, mă leg un pic aici și de partea de intuiție, din ceea ce noi predăm împreună cu soția mea, deja de 7 ani de zile, cum, observând acest fenomen, cum își pierde copilul încrederea în sine, cum își pierde copilul intuiția. În momentul în care el se duce, intră în casă, în cameră și ceva acolo s-a întâmplat, mama nu se simte bine, a avut o dispută, o ceartă, ceva s-a întâmplat. Și starea ei în interior nu este cea mai bună. Dar copilul intră în cameră și el simte. Asta e primul lucru. Și întreabă, mami, ești bine? S-a întâmplat ceva? La care părintele acolo că trebuie să păstreze acea imagine. Exact, de bine. Așa? Chiar și în fața copilului. Da. Spune, nu, eu sunt foarte bine, mulțumesc, nu știu ce. Ei, în momentul acela, copilul începe să-și întrebe propria sa intuiție. A, uite, eu în interiorul meu am simțit că ceva nu este bine și părintele mi-a spus asta, înseamnă că așa e, pentru că el este autoritatea mea. Și atunci, noi avem nevoie de această autoritate. Aici este și diferența între profesorul care doar ia o informație și o transmite mai departe, și atunci el nu este implicat, nu este dăruit în 100% în transmiterea acelei informații, adică în interesul personal al persoanei care primește informația să se asigure că el o și aplică, că vrea o transformare pentru el. Și atunci nu este academic ceea ce facem noi. Tot ceea ce facem, noi lucrăm cu persoanele în apropiere, unul la unul, și îl ajutăm pe el practic în viața lui să aplice principiu după principiu până reușește el singur mai departe să transmită. Mai întâi să-și schimbe propria lui viață și apoi el mai departe să transmită. Și aceste cărți la care noi am fost acum la Târgul de Carte, am fost și în toamnă, în iarnă, de fapt, la Gaudeamus și acum în primăvară am fost la Târgul de Carte Bookfest, sunt cărți de bază. Spre exemplu, această carte se numește Bhagavad Gita, este o carte de studiu din cultura vedică, este o carte esențială, este ca un manual de studiu pentru ființele umane, în care ne se explică absolut toate aceste principii. Sunt și principii. Biblia. Sunt într-un fel, dar în același timp este o știință transcendentală. În ideea în care ce înseamnă știință transcendentală și care este diferența între o religie și o știință transcendentală. Diferența este faptul că această știință transcendentală, ea este universal valabilă. Adică, indiferent de contextul meu cultural, eu dacă iau aceste principii și le aplic în viața mea, ele vor funcționa, ele vor da rezultate. Și nu trebuie să-mi schimb eu cultura, nu trebuie să-mi schimb eu țara sau locul sau prietenii. Nu, eu pot să iau aceste principii, ele se adaptează și asta este un principiu și din Ayurveda, pentru că aceste științe ele sunt legate. Deci vorbim despre cultura vedică. Cultura vedică este un sistem holistic în care se abordează toate aspectele ființei umane. Social, cel de familie, cel cu copii, cel cu partea de educație. Și toate aceste științe, ele sunt interconectate. Adică tu ca persoană, ca ființă, copilul respectiv când primea educația, și e un lucru foarte interesant, dacă vrei să intrăm un pic în sistemul lor de educație, cel tradițional, nu ce este în ziua de astăzi. Vorbim despre sistemul clasic, tradițional, din cultura vedică. Acel sistem clasic, tradițional, în cultura vedică, copiii aveau un alt parcurs, un alt traseu în viața lor. În primul și în primul rând se învățau cei 7 ani de acasă care sunt sfinți. Valabil, dar valabil, puțin realizat. Da? Și în acei 7 ani se învăța acel respect față de părinți, față de bunici. Ei sunt primii profesori.
De fapt, primul nostru profesor din viața noastră este mama noastră. Asta ei au și o vorbă, guru mata, guru pita, guru înseamnă profesor. Adică profesorul este mama, profesorul este tată. Și apoi apare profesorul care îți formează caracterul. Și profesorul care îți formează caracterul este un profesor care nu face parte din familie, din mediul tău cunoscut, unde tu să fii îmbrățișat, tot timpul să ți se lege șiretul la Adidas, tot timpul ceva, dacă se întâmplă, să fii, să se aibă grijă de tine. Nu, prima dată este mama care te îngrijește. Apoi copilul începe să meargă și el începe să exploreze mediul înconjurător. Aici intervine tatăl. Pentru că funcția lui este să-i arate, uite, asta este mediul înconjurător, asta este bine, asta nu, aici este pericol, uite, asta este focul. Nu te duci și pui mâna în foc, chiar dacă te atrage, pentru că o să ai probleme. Și după ce a învățat aceste lucruri, el deja la 7 ani este preluat din familia sa și este trimis la profesorul, la școala la care el învață. Și până la vârsta de 20-25 de ani, el nu mai pleacă din școala respectivă. Este învățământ la distanță față de casă. Nu cum noi facem traseul tot timpul. Mergem la școală, profesorul ne învață ceva, ne întoarcem acasă, părintele spune altceva și atunci copilul respectiv el zice, păi și eu în cine și cum să mai cred. De aceea se fac cei 7 ani de acasă, apoi este preluat de persoana aceasta, care această persoană îi formează caracterul lui, al copilului. Și el devine după aceea la vârsta de 20-25 de ani un om matur, care poate să ia decizii, responsabil, cu viața lui, și deja el se întoarce acasă, se căsătorește, are grijă în continuare de familie, de casă, de părinți. Și ei nu se văd atât de des în acest traseu, nu se văd atât de des cu părinții. Aveau câteva întâlniri pe an, o dată, de 2 ori. Se duceau părinții la el la școală, îl vedeau, îi aduceau ceva bun de acasă, și atât. În rest era lăsat acolo. Și acolo era pus să treacă prin toate muncile școlii. Adică nu era doar cum în ziua de astăzi se plătesc niște bani foarte mulți și copilul se duce acolo, stă bine mersi, masa este pregătită, îi se predă... Ultra all inclusiv. Ultra all inclusiv, da? Și sunt costuri enorme pentru așa ceva. Nu, copilul acolo era implicat aici, toți copiii care erau în școala respectivă, fiecare avea grijă de el, avea grijă să-și facă curățenie în locul unde a făcut mizerie, avea grijă să-și facă patul, avea grijă să spele hainele, el personal. Avea grijă să pregătească de mâncare și ei învățau asta de mici. Ei învățau asta de mici. E foarte interesant sistemul acesta. Și profesorul, când preda informația respectivă, el nu-i preda doar despre un subiect anume. Profesorul respectiv îi preda tot. De la poezie, de la partea aceasta de simț estetic, de la partea de cunoaștere, de la partea de apărare, autoapărare, adică... Astronomie, matematici, cum astrologie, se făceau, matematică, da. Absolut totul, ca el să poată să fie funcțional. Și acolo, în timp ce el se dezvolta, se putea identifica și care este activitatea lui preferată. În ce domeniu poți să activezi tu? În ce domeniu poți să activezi? Se cunoșteau sau și recunoșteau abilitățile. Exact. Și le se dezvoltau. Exact. Pe parcurs. Exact. Și se punea accent pe aceste abilități. Și acest profesor principal avea în jurul lui, probabil, mai mulți alți profesori. Exact. Era să spunem ajutat, așa, probabil, asistenți. Asistenții lui. Asistenți care cineva s-a specializat într-o anumită direcție, și, dar era profesorul principal care preda la tot și apoi fiecare pe grupe se duceau și, ok, acum grupa respectivă merge și învață despre partea de sănătate, cineva merge și învață despre partea asta, deci era o echipă. Încă se mai păstrează această școală? Foarte, foarte greu, foarte greu. Mai sunt școli, mai sunt școli în care se pot învăța lucruri de genul acesta. Îmi place că tu aduci o parte către noi prin ceea ce predai și chiar în Pitești împreună o să facem și deja am demarat un proiect, l-am făcut pe acesta de arte marțiale pentru că mie îmi place foarte mult și am descoperit într-un moment dificil din viața mea artele marțiale, m-au ajutat să mă așez, m-au ajutat să mă refulez, m-au ajutat să mă supăr, multe lucruri de bine, am cunoscut alți oameni, în fine, o schimbare foarte, foarte importantă și o stabilitate pe care am găsit-o în artele marțiale.
cu care sunt de acord și acum și pe care o practic, mi-a plăcut când te-am auzit pe tine că faci aceste arte marțiale vedice, da? Kalari Payattu, mi-a fost greu să pronunț Kalari Payattu și nu știam cum se scrie, nici nu auzisem, recunosc, dar m-am bucurat foarte mult și mi-a bucurat sufletul să văd câtă armonie este în mișcări, să văd câtă mobilitate au acele persoane și cât sunt de sănătoase prin aspectul fizic. Sunt așa persoane, aceleași nuri de care vorbeam și care doar uitându-te la ele îți dai seama că nu are cum să nu fie o persoană în echilibru, în armonie. Că nu ai cum, când poți să te miști așa ca un fluture, când poți să faci lucruri grosiere, când poți să stai neclintit într-o poziție atâta timp, este clar că acolo trebuie să fie un echilibru în toate, o armonie mare. Și am făcut și la Pitești, am început aceste practici, dar aș vrea să ne vorbești puțin despre ele și apoi, cât ne-a mai rămas din timp, să vorbim și despre masajul ayurvedic, pentru că tu ești specialist, tu faci acest lucru cu o îndemânare și cu o abilitate extraordinară. Știu prieteni de-ale mele care vin special și merg în București să fac acest masaj ayurvedic, pentru că nu se face oricum. Și chiar să știi, astăzi am avut o discuție cu o doamnă care a venit la centru să ne întrebe de ce facem acolo, printre care și de masaj, și am spus că vă recomand să veniți la masaj. Da, dar eu am masoza mea care vine acasă. Bine, mă bucur că aveți, dar încercați și ce facem noi, pentru că este diferit. Oamenii au senzația că masajul, cel puțin nici am văzut eu, este același masaj de relaxare pe tot corpul, cu ulei, față, spate, peste tot și gata, o oră, o oră jumate și acesta este masajul. Este foarte diferit și mai ales masajul ayurvedic. Deci câteva cuvinte despre fiecare. În primul rând despre Kalari Payattu, care este sistemul de arte marțiale vedice. Tot, vechi. Da, tot primul sistem, în sensul că la fel și cum Ayurveda are o vechime de peste 5.000 de ani, la fel și acest sistem este recunoscut. Și acest tip de sistem, cel puțin în India de Sud, e o cultură a mișcării și o educație a mișcării foarte, foarte bine dezvoltată. Adică sunt tineri între 6 și 12 ani, care vin câte între 50, 60, 80, câteodată 100 de copii, vin pe parcursul weekendului ca să învețe pentru ei, în primul rând, pentru starea lor de bine, pentru starea lor de sănătate. Și acest lucru se vede foarte mult în aspectul lor fizic. Păi nu prea, asta vreau, nu am văzut indieni obezi. În starea lor, supraponderali, nu prea am văzut. Nu, nu cred. Nu, nu. Pentru că în starea lor de bine, pe lângă faptul că au cultura aceasta a mișcării, au și partea aceasta ayurvedică care pe ei susțin. Și sistemul acesta de Kalari Payattu este un sistem puțin mai complex, în sensul că nu sunt doar artele marțiale. Avem artele marțiale ca prim nivel de practică, oricine poate să facă acest prim nivel, ca să devină mai bun pentru el însuși. Sănătate, pentru diferite probleme, pentru mai mult focus, pentru mai multă energie, pentru mai multă încredere în sine. Dar următorul nivel sau următoarea etapă de studiu partea aceasta, da. Este partea de Ayurveda și partea aceasta de lucru cu plantele și cu mediul înconjurător. Adică este un sistem, este o școală în care noi învățăm aceste lucruri. Și aici înveți să interacționezi cu mediul tău înconjurător. Ce este bun, ce nu este bun, cum acționează diferite plante, cum funcționează. Și, când da, se culeg și aici sunt multe, culeg, aspecte, da. Sunt multe aspecte, e foarte mult de studiu și de învățat, îți trebuie o pasiune nebună ca să poți să continui în direcția aceasta. Și la fel, nu, niciodată ei nu recomandă luați plantele noastre de la noi pentru că sistemul nostru este cel mai bun și asta. Nu, ei te redirecționează spre ceea ce găsești tu la tine în grădină. Și o mare parte din ceea ce găsești tu în grădină la tine, tu ai luat, ai pus oricum, folosești ca ingrediente în ceea ce mănânci și în același timp poți să folosești și ca ingrediente pentru tratamente. Și ei asta și recomandă. Identifică la tine în grădină ceea ce este bun pentru tine, pentru situația ta. Pentru că pământul respectiv, clima respectivă, așa cum spuneam că sunt aceste trei energii diferite, ele sunt în echilibrul lor necesar pentru tine în mediul în care tu trăiești, în mediul în care tu te-ai născut, în care ai o anumită cantitate de lumină, de soare, da? Noaptea, iernile. În India de Sud nu există iarnă. Există doar anotimpul de vară, căldură, și în rest au două luni pe an în care este partea de ploi, muson. Și atât.
în rest, dar este foarte cald, foarte, foarte cald. Și tratamentele și medicamentele lor de acolo sunt foarte, foarte puternice. Apoi, următorul nivel de studiu și de practică este partea de astrologie și astronomie. Pentru că dacă noi vrem să înțelegem mai profund partea de cum funcționează psihicul nostru și cum putem să aliniem psihicul nostru pentru vindecare, pentru a obține cel echilibru, nu ne axăm doar la partea fizică, nu ne axăm doar la partea de alimente, dar să înțelegem și cum funcționează mintea noastră. Deci vedeți câte straturi sunt în acest sistem. Ca să învățăm cum să aplicăm aceste lucruri în viața noastră. Și atunci ei se orientează și spre partea de astrologie și astronomie, care acele influențe se revăd la nivel de mintea noastră. De aceea sunt zilele acelea de lună plină în care suntem mai agitați, oare de ce? Cum suntem acum, da? În ultimele zile ne apropiem de lună plină. De lună nouă, da, este și luna nouă când alt efect, da? Și acum vine luna plină în care suntem mult mai agitați, mai agresivi, multe lucruri se întâmplă, explodăm, aia mă enervez, aia nu-mi iese, atâtea proiecte, atâtea lucruri, trebuie să întâmple. Toate se suprapun fix așa, oare de ce? De obicei așa se întâmplă. Dar totul este foarte bine, foarte bine studiat și explicat. Și apoi ultima parte a sistemului este partea în care noi învățăm cum să ne detașăm ușor, ușor de viața aceasta materială, să nu ne mai identificăm atât de mult cu corpul nostru fizic și să realizăm din ce în ce mai mult aspectul nostru spiritual, aspectul nostru sufletesc. Să înțelegem despre sufletul nostru, care este călătoria lui mai departe, cum poate să facă trecerea aceasta de la un corp la altul. Aici intervine această carte. Pentru că această carte moartea. Vorbește și despre acest aspect. Și despre modul cum noi putem să trecem prin acest proces. Așa este sistemul dezvoltat în partea aceasta de arte marțiale. Eu am învățat partea de arte marțiale având o pasiune de mic. Mi-au plăcut artele marțiale, disciplina, modul cum te formează, faptul că devii mai rezistent situațiilor din viața ta. De aceea am fost și atras de artele marțiale și am practicat diferite stiluri de arte marțiale. Și până în momentul în care am descoperit Kalaripayattu, care tot prin intermediul acestui centru, da, neștiind foarte multe despre această cultură, în momentul în care am intrat în contact cu această cultură, am observat că poți să găsești informații despre absolut orice. Informații pe care tu le poți lua și le poți aplica în viața ta de zi cu zi. Pentru că un aspect al centrului nostru este să-l ajutăm pe om să îi explicăm și cum să aplice aceste informații în contextul lui actual. Chiar dacă ele sunt vechi, au 3000, nu trebuie mie așa ceva, pentru că eu acum am internet, am telefon, trăiesc alt stil de viață față de cum trăiau ei atunci. Dar lucrurile care au fost transmise, aceste lucruri sunt eterne. Adică universal valabile. Sunt principii universal valabile care au fost valabile în trecut, sunt valabile în prezent și vor fi valabile și în viitor. Și de aceea noi încercăm să aplicăm aceste principii fix ca o contrabalanță a ritmului nostru de viață din ziua de astăzi, în care suntem supra-solicitați, deseori intrăm în burnout, deseori avem diferite probleme. Depresii, sinucideri, chiar am auzit de curând niște cazuri în... chiar de medici, în Curtea de Argeș, mi se pare, într-un fel, să știi. Sunt foarte multe, poate că nu se spun, deși am mai auzit și statisticile care sunt publicate și mai sunt oameni, dar puțini, care vorbesc despre depresii de la adulți, dar cele mai grave sunt la copii. Și chiar se întâmplă. Și acum în învățământ este, și copiii mei suferă extraordinar de mult și îi văd, chiar dacă ești fericit că nu fac școală, nu le este sănătos și da, este nevoie de acest aspect. Aici intervine și partea de meditație sau rugăciune, care este foarte important, este un aspect esențial al ființei umane. Vezi, în același timp vrem noul, vrem modernul, dar cu ce costuri? Pentru că exact cum spuneam la început, cum să fii sănătos în boală? Adică cum să fii depresiv în viață? Te numești depresiv și știu persoane care se tratează de depresie și sunt în câmpul muncii. Oare, retoric, mai poți tu să mai dăruiești celui din fața ta? Sau chiar acolo, dacă lucrezi la bandă și faci un obiect, mai poți tu să pui viață în obiectul ăla? Când tu ești depresiv, sub tratament, dai? Aceste lucruri au fost prevăzute.
Corect, trăim modern, dar... Au fost prevăzute și sunt o consecință a modului de cum am evoluat și cum vom evolua în continuare. Dar ele au fost prevăzute și principiul nostru de viață în spatele a tot ceea ce trăim la nivel modern, esența a ceea ce vrem să transmitem mai departe, este un stil de viață simplu, dar o gândire foarte elevată. Adică principiile de viață pe care noi începem să le respectăm în viața noastră de zi cu zi, alimentația pe care noi o descoperim, O redescoperim, cred. Nutrienții, nu știam că există în primul rând atât de multe ingrediente și în funcție de combinația acestor ingrediente noi putem să ieșim din stări de depresie, putem să schimbăm obiceiul, putem să schimbăm stilul de viață alimentar. Da? Ne este la îndemână și chiar și noi în România suntem fericiți că în... Așa cum ne numesc alții înapoiați, în înapoierea noastră mai avem leurdă, avem urzici, avem de toate și ne putem trata cu ele, chiar câmpurile sunt pline de măceșe, am văzut foarte multe, acum înfloriți sunt câmpiile pline, soc, dar câte nu avem și le putem folosi, păpădia cel puțin este la îndemâna oricui și o poți culege chiar așa din fața blocului. Avem la îndemână, noi românii încă avem la îndemână aceste plante și cred că cumva noi putem să le redescoperim. Vreau să-mi spui acum de masajul ayurvedic. Cum ai ajuns tu să iubești și masajul ayurvedic, să-l înveți, apoi să-l predai și că nu este ușor. Nu este ușor să fii formator, pentru că ești și formator, deci ești și practicant și formator de formatori. Cum? Tot din copilărie. Te-a făcut masaj bunica. Străbunica, care a trăit până la aproape 98 de ani, perfect sănătoasă, adică a fost doar de bătrânețe a fost situația care a fost. Și când eram mic, eram tratat de către ea. Cea mai mare problemă a mea a fost că mâncam zăpadă când eram mic și făceam roșu în gât. Da? Așa copilărie. Cunoaștem, așa am și pe cel mic, tot la fel face. Și dar nu face roșu în gât. Tot timpul când făceam roșu în gât, la 3 zile aveam roșu în gât. Și mă trata prin masaj și făcea ea un leac cu tot felul de plante locale și cu gaz și cu nu știu ce. Încă n-am redescoperit rețeta ei, dar așa eram eu tratat. Cumva asta în copilărie, asta e din ce mi-aduc eu aminte. Nu am cochetat eu cu ideea că, uite, eu asta vreau să fac, mi-am setat intenția trecând prin zona de aeronautică, adică mergeam spre zona de aviație, să fiu pilot, lucruri de genul acesta. Și în momentul în care am redescoperit aceste arte marțiale care foarte frumoase mi-au deschis calea în direcția aceasta, am descoperit acest masaj ayurvedic care se predă în cadrul școlii pe care am parcurs-o și o parcurg în continuare. Și masajul acesta ayurvedic a venit... Școala din India, ca să... Școala din India. Da. Dar în România, în acel moment când am fost să învăț, foarte greu nu găseai să înveți, cel puțin la nivelul acesta. Și acolo când am fost, am redescoperit acest masaj ayurvedic, care este un masaj holistic. Este un masaj în care noi, practic, chiar dacă avem mișcările care sunt diferite, în cadrul acestui masaj noi, practic, obținem efectul de la cele 4 forme de masaj pe care noi le cunoaștem aici. Cel terapeutic, drenaj limfatic, reflexoterapia și masajul de relaxare. Și masajul de relaxare care este cel mai căutat. Și așa cum spuneam, sunt ok, da? Dar acest tip de masaj ayurvedic, el vine și acționează și asupra componentei acestea nevăzute, asupra celor 3 energii, aceste 3 doșa de care spuneam la început. Și aduce echilibru în zona respectivă. De aceea, în primul și în primul rând, terapeutul este cea mai importantă persoană în a facilita acest masaj. Stilul său de viață este modul prin care el cultivă acea energie pe care el poate să o transmită celorlalți în timpul masajului ca să-i ajute să atingă starea aceea de echilibru. Aș vrea să fac o precizare aici pentru cei care ne urmăresc acum și care o să ne urmărească în online, în reluare, mereu și mereu și sper să ne urmăriți. Majoritatea oamenilor, sau nici nu știu câți oameni se gândesc la acest lucru pe care îl spui tu acum, la calitatea pe care o are terapeutul, la ceea ce îi oferă, ce îi dă. Cred că cei mai mulți aleg
pur și simplu, mă duc la un masaj sau mă duc acolo sau mai fac și asta, mai încerc pe cealaltă, foarte puțin. Ce spui tu acum mi se pare foarte valoros și este de ținut cont. Eu așa am învățat. Acolo în India așa am învățat, asta a fost modelul pe care eu l-am preluat și în momentul în care am venit, m-am reîntors în România, că am stat câteva luni bune acolo, modelul acesta mi-a intrat în sânge și am zis, eu așa, dacă este nevoie, când în momentul în care sunt gata să transmit această cunoaștere mai departe, așa o și urmez pașii aceștia. Modul cum am fost și eu învățat, la fel se și transmite. Și asta este calitatea și importanța în momentul în care se transmite această cunoaștere, foarte important terapeutul sau persoana care transmite mai departe această cunoaștere, ca el să nu distorsioneze cunoașterea respectivă. Să nu intervină cu păreri, să nu intervină că eu schimb aici lucruri. Păi, dar este modern acum. Ai văzut că apar foarte multe terapii. În domeniul meu, nu am apucat să le număr, o să fac acest efort, e un efort foarte mare. Cred că avem sute de tehnici, de metode, de lucru. Și apar din ce în ce mai multe. Așa o modă cu fascia asta și cu osteopatia și cu... Este o nebunie. Inclusiv la bebeluși, îmi spunea, mă dragi cineva. Are și ea un băiat de un an și a auzit că vrea să-i facă osteopatie, că face cineva în Pitești, nu știu. Mi se pare... De fapt, vorbim despre același lucru. Nu e nevoie să reinventăm și să-i dăm o altă formă și o altă denumire, dar probabil că din orgolii, din mândrii, fiecare vrea să conceapă ceva nou, ceva bun și asta este partea modernă care nu ne susține. Da, și în același timp, prin forma aceasta de terapie, tu ca terapeut controlezi 100% tot procesul. Din momentul în care persoana intră și vine la o ședință de masaj ayurvedic, în primul rând, scopul nostru este să aflăm el ce vrea cu adevărat, dincolo de partea de masaj, care este starea lui, ce vrea, unde vrea să ajungă, care este problema, cu ce se confruntă el în viața lui de zi cu zi, unde sunt blocajele. Că blocajele care se regăsesc în alte situații de viață, în alte domenii, că sunt ele financiare, că sunt ele de orice natură, emoționale, de relații, de orice, ele se manifestă în corpul fizic. Prin diferite, uite, mă doare aici, mă doare în zona respectivă, mă doare în spate, mă doare umărul, ce ai făcut, care a fost situația, întreb, care a fost situația, cum ai ajuns aici, de ce ai ajuns aici? Păi uite, am impresia că eu car tot timpul o mare responsabilitate pe umerii mei și el ajunge să aibă dureri în zona respectivă și să stea cu umerii așa aplecați. Și atunci eu încerc o reformare a persoanei care vine către mine și să transmit informațiile acestea la care am acces și am ajuns să le practic. Să le transmit ca și el, la rândul său, să înceapă să aplice în viața lui. Deci aici începe masajul ayurvedic. De aici începe. După aceea, persoana respectivă intră în contact cu tine ca terapeut și tu începi să lucrezi asupra lui cu niște uleiuri care este... Se face pe piele. Da, pe piele se face și se aplică uleiuri. Uleiurile care se aplică calde și ele au diferite ingrediente, componente, pe care tu înveți ca terapeut să le faci. Deci ți le prepari singur. Ți le prepari singur. Foarte important să-ți prepari singur, pentru că tu te asiguri că acel produs pe care tu îl pui pe piele să fie 100% natural. Pentru că 85% din proprietățile, din ingredientele care sunt în acel ulei, ele intră în piele. Prin piele sunt absorbite în organism. Și atunci uleiul acela este foarte important, pentru că el se va pregăti în funcție de tipologia care este în fața ta. Pentru că sunt persoanele, așa cum spuneam, tipologiile, sunt persoanele care sunt mai plinuțe, ele au nevoie de un ulei care să activeze partea aceasta de energie, de căldură, de motivație. Da, ca să plece de acolo, gata, acum sunt hotărât să fac. Persoanele care sunt mai slăbuțe, cum spuneam, vata doșa, acele persoane care sunt foarte tot timpul agitate, au nevoie de un ulei care să-l calmeze. Mai greoi un pic, uleiul de sosan, spre exemplu. Și atunci eu știu în funcție de persoana respectivă cum să identific persoana respectivă și știu ce ulei să aplic. Și acest ulei are efect terapeutic, reduce inflamațiile, echilibrează cele trei energii, cele trei doșa, elimină stresul și emoțiile, calmează sistemul nervos central, elimină depresiile, îmbunătățește partea de somn, odihnă, dacă sunt insomnii, pentru că depresia merge mână-mână cu insomnia, cu odihna. Cum te odihnești? Întrebați pe cineva care e depresiv. Ai reușit să te odihnești? Nu. De ce? Pentru că sistemul nostru nervos central se încarcă cu aceste toxine, la nivel subtil, emoțional, energetic, stresul este o toxină.
Este ceva care nu ne face rău. La fel și depresia. Și atunci se elimină, la nivelul acesta subtil, se elimină partea aceasta, pentru că se lucrează inclusiv pe tehnica de meridiane energetice subtile. Marma terapie se numește. Și de aici au plecat toate celelalte forme, de acupunctură, de fascii, de lucru pe, în profunzime. De aici au preluat. Pentru că, se mai spune, Ayurveda este și mama tuturor științelor. De ce? Pentru că oferă. Oferă informații. Persoanele au preluat informațiile respective și le-au aplicat, uite, asta e metoda mea și o aplic în tehnica cutare, o aplic în tehnica cutare. Un pic diferit, în funcție de context, nume. Dar dacă luați firul acelei informații, acelei tehnici, o să ajungeți către zona aceasta de Ayurveda, înapoi la rădăcină, înapoi la sursă. Este ceea ce faci tu și în cursuri, în ceea ce predai, pentru că o să avem la Pitești în iulie un curs de masaj ayurvedic. Nu lucrez cu multe persoane, este important de știut asta, se lucrează cu grupe de 4-6, maxim 9 persoane, pentru că nu se poate. Am văzut de curând un curs de osteopatie, 80 de persoane. Este, chiar dacă a avut câțiva asistenți, profesorul mi s-a părut, este foarte greu să faci această parte de chiropractică, mi se pare, cu 80 de persoane, dar se poate, orice se poate. Deci mă bucur foarte mult și este important să spunem că ai această conștiinciozitate și această seriozitate în a preda exact așa cum ai învățat. Asta este o mare calitate. Probabil că puțini oameni o au, dar eu mă bucur că tu o ai și că putem să fim aici prezența asta, putem să colaborăm și să dăm și noi mai departe din ceea ce am primit această seriozitate, conștiinciozitate și fără să îmbunătățim cu nimic, ci dacă avem credință că este bine așa, atunci ducem mai departe exact așa cum am primit. Se spune asta și în arte marțiale, să știi la fel, pentru că mulți și aici s-au schimbat și au făcut o fel de stiluri. Oamenii vor altceva, dar de fapt principiul e simplu și principiul de bază e același, exact ce spuneai. Ele sunt câteva legi, nu sunt multe. Și trebuie respectate acelea. Deci, în cursuri faci, înveți oamenii, cursanții, să facă și să prepare aceste uleiuri. Și vii tu cu plantele? Absolut cu totul și nu numai cu plantele, dar învăț unde să le poate să le găsească, să le culeagă, da? Că folosim lucruri locale. Autohtone, da, de ale noastre, ce găsim, da? Aici. De zonă. Asta mi se pare fabulos din nou. Uite, o să învățăm, o să ne aducem aminte și noi de cum făceau bunii și străbunii noștri și bine că avem, încă am zis, în zona aceasta avem. Ar mai fi de spus mai multe, mi-ar fi plăcut să continuăm discuția, dar am epuizat timpul. Pot să închid prin a spune că sunt tare mândră și bucuroasă că ne-am întâlnit, că putem să colaborăm și că te-am invitat astăzi la Centrul Cultural. Mă bucur că ne-am întâlnit și să ne fie de folos, să ne meargă la suflet și sper că ați ascultat cu urechile inimii. Mulțumim! Mulțumim!